Salutări din București! Astăzi stăm de vorbă despre un film căruia nu i-aș făcut o recenzie în mod normal, pentru că este în cu totul altă dimensiune față de filmul pe care în mod normal le abordăm pe încă ceva. Dar haideți să-i facem recenzia, pentru că unii dintre voi mi-au cerut să o facem, am întrebat dacă vreți să o facem și foarte mulți au răspuns că da. Așadar, fără să mai pierdem timpul, haideți să vorbim despre Mother. We spend all our time here. I want to make a paradise. She redid all of it. Every last detail. And she breathed life back into every room. Are you happy? I love you. Filmul este regizat de Darren Aronofsky și dacă nu știți absolut nimic de el, vă înțeleg, e ok. Evident, mulți vă spun că este un artist și adevărul este că cam toate filmele lui sunt puțin out there, sunt puțin diferite. Iar ăsta pare a fi scris într-un acid trip sau mushroom trip, pentru că filmul este o expresie foarte, foarte artistică asupra unei viziuni pe care regizorul o are. El a mai produs, el a mai regizat de asemenea Black Swan sau Wrestler, dacă vreți să vă uitați. După cum v-am mai spus, Wrestler este un film foarte, foarte interesant și Black Swan este un film foarte interesant, dar ce au în comun și alea și au în comun cu acesta este că Mr. Darren nu pare a avea o viziune simplistă asupra lumii, iar ceea ce el face ca și regizor nu este doar să coordoneze un grup de artiști pentru a spune o poveste deja făcută, ci mai degrabă este o viziune proprie și personală asupra a ceea ce el vrea să transmită mai departe, legacy-ul său. Dacă vă uitați la trailer, din păcate, vă va seta o anumită viziune asupra sa. Nu e cazul. În film, când vă uitați la film cu ceea ce ai simțit în trailer, sunt două chestii complet diferite. Aici vreau să spun că din trailer foarte multă lume cred că este un film prost de groază sau o încercare a unui film de groază. În momentul în care trece să-mi schimb în cinema, devine un thriller psihologic care pe alocuri poate crea anumite scene de disconfort care pot fi considerate de groază. Dar cam atât. Nu este cazul în acel moment. Filmul este cu siguranță o viziune pur artistică și dacă urmăriți, veți vedea că felul în care este filmat este foarte, foarte, foarte claustrofob. Sunt foarte multe close shot-uri pe fața protagonistei și este, nu există niciun dubiu în privința faptului că Jennifer Lawrence este protagonista filmului, pentru că de cele mai multe ori ea este în cadru. De asemenea, toate se întâmplă din punctul său de vedere. Și acum o mică pauză de sponsor, dacă vrem să-i spunem, sponsor fiind chiar eu. După cum vă spuneam, de foarte multe v-am spus în ultimul timp la clipurile finale, avem un proiect nou, se numește peplus.ro, îl găsiți și în descriere linkul. Da, aș aprecia foarte mult dacă reușiți să intrați pe el, hit subscribe, dacă vă place ceea ce vedeți, rămâneți să vedeți, pentru că este un canal de știri din ospitalitate, adică ce înseamnă baruri, cluburi, hoteluri, restaurante, cafenele. Și dacă sunteți interesați de domeniul respectiv, nu urmăriți acolo. Având spus asta, trecem mai departe la recenzie. Veți întreba la final cine este Jennifer Lawrence, iar despre asta vom vorbi în explicația cu spoilere asupra filmului, pentru că, de fapt, lumea m-a cerut să fac acel clip. Dar înainte să-l fac, vă dau voie să-l vedeți. Și atunci fac recenzia pentru cei care sunt interesați. Și felul în care este filmat, se vede că este filmat foarte mult handheld, foarte mult în mână, și este filmat foarte, foarte aproape. De altfel, regizorul spunea că s-au antrenat timp de câteva săptămâni înainte să înceapă producția, filmul a durat doar 3 luni de zile și ca să înceapă producția, înainte să înceapă producția de fapt, s-a antrenat foarte mult timp într-o casă pentru a se obișnui cu mișcările de cameră. Pentru că mișcările camerei, veți vedea, sunt foarte bizare. Sau nu din neapărat bizare, sunt diferite. Povestea este foarte diferită. Există foarte multă metafore în filmul ăsta. Nu neapărat simbolistică, cât metafore. Foarte multe. Și trage inspirație din mai multe culte. De asemenea, există două poziționări culturale asupra viziunii pe care o are regizorul. De asta să vom vorbi mâine. Iar pentru cei neavizați, pentru cei ce nu înțeleg ce se întâmplă în film sau în timpul filmului, pentru foarte multe lume va fi o porcărie desăvârșită filmul ăsta. Că orice viziune artistică ce nu este explicată, din păcate, pentru cei mai mulți care nu sunt într-un stare de angoasă similară cu cea a artistului, filmul nu va reprezenta absolut nimic. Și aici intrăm în părțile bune și părțile rele. Astfel, părțile bune sunt actoria, e foarte bună. Jennifer Lawrence joacă foarte bine, Javier Bardem, mie de altfel nu sunt un mare fan de-a lui, dar mi-a plăcut acum. Mi-a plăcut foarte mult în No Country for Old Men, dar mi-a plăcut foarte mult în ăsta pentru că
odată ce înțelegi ce s-a întâmplat de fapt, ce se întâmplă de fapt în film, înțelegi și performance-ul lui actoricesc și înțelegi că este bun. Sunt foarte multe chestii bune în afară de asta, sunt scenarii, este bine încropit, odată ce înțelegi punctul de vedere. E greu să spui, putea fi făcut mai bine să transmită acele elemente, pentru că este o viziune pur artistică. Michelle Pfeiffer, de asemenea, joacă foarte și Ed Harris is fucking Ed Harris. El joacă pe Ed Harris. În afară de asta, metaforele și felul în care a fost abordată, cel puțin prima jumătate a filmului, este foarte bine ascunsă, dar a doua jumătate a filmului trece într-o stare de nervi și de angoasă și atât de mult își dorește să termine, să spună povestea asta. Trebuie să spun că mi se pare că e scris on mushrooms. Pentru că în prima parte e calmul, e ok, totul curge bine, să spunem așa. Filmul este împărțit în... Foarte împărțit și în două părți. Chiar că are trei acte. Poate fi împărțit în două părți în care ne dăm seama foarte clar de setting-ul povestirii și apoi ne dăm seama de desfășurarea sa. Dar se trece foarte... Este un stepping stone. Trece foarte repede la o stare de calm, la o stare de anxietate maximă. Și acea trecere, când are loc, pare că e momentul în care își da seama că trebuie să scriu mai repede ceva de genul ăsta. E foarte interesant. Sau, pentru cine vrea să lucreze într-o industrie creativă, pentru cine vrea să scrie, pentru cine vrea să spună povești, pentru cine vrea ca cineva să asculte ceea ce are de spus, e interesant filmul. Pentru că este o călătorie foarte, foarte adâncă în mintea unui om și asupra viziunii sale în privința anumitor chestii pe care el le consideră importante. Da, e interesant de văzut ca și experiment cinematografic. În schimb, ca și film, acum de ce la părțile negative, ca și film și ca și om neavizat ca să duce la filmul ăsta, este o porcărie din punctul ăsta de vedere. Pentru că cine merge la filmul ăsta în speranța că o să vadă un film, un film bun sau un film ușor de... Un film, de fapt, nu un film bun. Un film și nu o operă artistică, e pentru persoana respectivă o să fie puțin what the fuck have I just seen? Hai să-mi dați că duci la o piesă de teatru, o piesă de teatru contemporană, într-un sitting non-conformist și cu limbaj de toate genurile. Ideea este că e atât de diferit față de absolut orice alt film, încât ajungi la punctul în care spui, bă, da, e un film de fapt ăsta? E un film? Nu e de fapt un... Iar o reinterpretare a unui acid trip filmat pe cameră? E tare filmul. Filmul iese tare și merită văzut. Dar, precum Tree of Life la vremea lui, este un film pe care foarte multă lume îl va considera a fucking piece of shit. Vor fi cei care vor spune incredibil de tare și vor fi puțin de altfel și vor fi cei care vor spune fucking piece of shit. Și aici, din păcate, nu poți contrazice pe niciunul dintre ei. Pentru că cheia trecerii de la o piece of shit la amazing piece of art este de fapt și de drept dată de cât de bine vei înțelege ce a vrut să transmită regizorul. Și aici intrăm pe aceea în partea cealaltă care să vorbim mâine. Pentru că eu, de exemplu, din punctul meu de vedere, filmul este foarte bun, este cu siguranță altceva, dar nu l-aș pune în categoria de masterwork, pentru că amestecă niște concepte și despre asta vorbim în filmul explicat. Dar vis-a-vis de curajul pe care regizorul bagă, da, este o expresie în engleză, spune balls to the walls și omul s-a dus balls to the walls. Așa că dacă merită să vedeți filmul, da, dacă merită să vedeți la cinema, nu. Pentru că, în primul rând, trebuie să-l vezi de 2-3 ori ca să poți să reinterpretezi toate aspectele, zic eu. De asemenea, ca să poți să-l vezi liniște, să fii liniște, să fii acasă la tine, pentru că la cinema, dacă îl vezi fără să știi absolut nimic de el, s-ar putea să te înreveze să pleci în mijlocul spectacolului. Și atunci este puțin... Din punctul meu de vedere, nu e un film de cinema, e un film de acasă, de duminică, poate chiar singur. Cred că e un film de genul ăla. Pentru că mesajul lui nu este vino să cheltui bani la cinema, vino să-l vezi pe un ecran mare. Mesajul este vino să vezi o poveste diferită și o viziune a unui om. Ascultă, știi? Sit a while and listen. Ceva de genul ăsta este filmul. Și atunci, de-aia spun că filmul este greu să cred că va avea un succes comercial. Cred că nu va avea absolut deloc. Cred că va fi unul dintre filmele pe care lumea despre care lumea va vorbi pe termen lung, dar nu știu cât de mulți vor înțelege la sfârșit. Pentru că nu toată lumea face un research după aceea. Dar este ceea ce este. Mi-a plăcut, în mare mi-a plăcut ca operă creativă, dar ca film nu pot spune că te dă pe spate. Așa că, dacă vreți, urmăriți filmul, nu știu dacă îl găsiți, nu cred că aport încă pe torente și pe
pe pirat, să spunem așa, așa că dacă vreți să, nu știu cum să vă spun, duceți-vă să vedeți la cinema în ideea în care, dacă vă plac astfel de filme, dacă sunteți genul care vrea să vadă un statement, e o poezie în imagine, de fapt, filmul ăsta. E o poezie, iară, se imbacoviană pe aloc. Nu e pentru toată lumea filmul ăsta, cu siguranță. Așa că dacă e un film de cuplu, nu. Cred că foarte multe persoane nu îl vor aprecia în acest context. Cred că e un film pentru unul singur. Dacă e cel mai bun film din lume, cu siguranță, nu. Dacă autoria e bună, da. Filmul e cu siguranță diferit. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut suficient de mult încât să lăsați un like. Și mă aștept să primească și dislike-uri, cele două clipuri, astea aceste două clipuri, pentru că la fel, vă spun, este polarizant filmul ăsta. Și atunci mă aștept la asta. Vă mulțumesc nou pentru că m-ați urmărit. Le mulțumesc celor 13, 14 de pe Patreon, care fluctuează ocazional. Cine vrea să dea o bere, o apreciez absolut la maxim. Și până data viitoare, nu rămâne decât să vă urez vizionare plăcută. Numai de bine, baftă!